Bine ați venit la Centrul Cultural Pitești în cadrul proiectului Viața merge înainte. Invitatul de astăzi a sosit la timp de la București, Bruno Mihăilescu. Bine ai venit! Mulțumesc frumos, Simon! Sufletele de aur ale comunității noastre, ale orașului de lumină, așa cum este acum, aici, Piteștiul, sunt alături de noi, dar ne vor urmări și la televiziune, în reluare, pentru că unele suflete sunt la serviciu acum, suflete și spirite, altele s-au născut astăzi, două dintre doamne, da, și n-au putut să vină și își doresc și au zis că vor să urmărească emisiunea. Orașele de lumină, aceasta este tema de astăzi, 1 aprilie. Bruno Mihăilescu, ești cunoscut mai mult în străinătate. Aici ai fost cunoscut după ce realizatorii de la anumite televiziuni au văzut emisiunile tale cu Sasha Stone, cu mai mulți, Corina Pataki și cu emisiuni care au avut mai multe teme. Eu te cunosc de acum două luni, ne-am întâlnit la București, ne-am văzut, ne-am plăcut și te-am invitat în emisiune. Mulțumesc lui Marius de la Sibiu, mulțumesc oamenilor de lumină care au o viteză extraordinar de mare și o dorință de a se cunoaște unii cu alții, pentru că astea sunt vremurile. Bruno, să știi că vom fi urmăriți în afară de cei din Pitești și de cei din țară. Ce știi tu despre românii de din afară, mai întâi? În primul rând, eu sunt unul dintre ei, că am stat 8 ani afară după Revoluție, am plecat și am călătorit să-mi găsesc într-un fel experiențele și până la urmă mi-am dat seama că tot acasă e cel mai bine. Energia noastră din această țară minunată e fenomenală. Am văzut pe multe continente, am stat și în America și în Asia, am fost plecat în foarte, foarte multe și țări. Și în Asia? Da. Nu am știut despre și în Thailanda, în China, în Macau, în Hong Kong, în Singapore. Până la urmă, am reușit în ultimii 4 ani de zile să călătoresc în toată țara noastră și să-mi dau seama cât de specială este, cât de frumoasă este și cât de bogată este și câți oameni minunați chiar există, chiar dacă de-a lungul celor 33 de ani oamenii au fost într-un fel cam înșelați și duși în eroare. Globalizarea a făcut în așa fel încât să deraieze partea noastră frumoasă, ancestrală, de la esența divină în care noi suntem ca ființe pe acest pământ special aici noi în România. Dar m-am întors cu gândul să pun în practică viziunea care mi-a fost hărăzită. Pentru că ești un vizionar, nu mi-ai spus și n-ai vrut să spui, dar am aflat eu că dincolo, peste hotare, în afară de faptul că ai întâlnit, te-ai împrietenit cu oameni excepționali, chiar i-ai condus în proiecte deosebite. Te iubim român, Bruno Mihăilescu. Mulțumesc. Te iubim și mulțumim că te avem alături acum. Aștept să ne spui despre orașele de lumină. Vă dați seama cu toții că este vorba despre spiritualitate și avem ocazia să punem în practică, să manifestăm spiritualitatea, nu doar să vorbim despre ea. Te ascultăm cu mare drag. Pur și simplu eu sunt un autodidact. Călătorind prin lume am învățat și câteva limbi străine, vorbesc foarte bine engleză, italiană, spaniolă. Nu știu, pur și simplu sunt anumite persoane în lumea asta care sunt alese pentru anumite misiuni. Chiar acum o săptămână am avut o emisiune cu semințiile stelare. Copiii de cristal, curcubeu, care vin aici să aducă omenirii o energie nouă, creativă. Și așa mi-am găsit și eu menirea asta printr-o viziune care pur și simplu mi-a fost trimisă de una dintre cele mai mari
clarvăzătoare după Nostradamus, Baba Vanga, din Bulgaria. Chiar Baba Vanga? Da, datorită ei acest proiect s-a născut acum 8 ani, exact în 2015 când m-am întors din Statele Unite. Acolo am avut un proiect foarte frumos cu anumiți savanți americani, unde l-am condus cu succes și am împrăștiat în mai multe state americane acele concept de case super ecologice, foarte avansate, total sustenabile, adică nu mai aveam absolut nevoie de nimic. Și când m-am întors în România, parcă nu eram foarte mulțumit sufletește că doar o casă sustenabilă. În România încă era mentalitatea aia mai rigidă, lumea cum e obișnuită cu construcțiile astea, cu cărămidă, cu BCA, cu fier. Noi făceam niște case care erau total foarte ușoare, rezistente la cutremuri de până la 9 grade, uragane de 350 de km la oră, izolații, nicio vopsea care să fie cu mucegai și să ai toxicități. Adică am înțeles principiul construcțiilor ecologice. Și dintr-o dată, pur și simplu, nefiind mulțumit de acest concept, cu toate că a fost un succes, parcă am simțit că vreau mai mult. Și chiar în momentul ăla mi-a apărut în față pe YouTube predicțiile Babei Vanga despre viitor. Deci așa s-a întâmplat. Da. Dorința și poarta a fost deschisă. Exact, da. Ulterior, prin viziunea care ea a trăit-o atunci, a zis că viitorul omenirii vor fi comunități de lumină unde oamenii se vor aduna toți într-o sferă și vor crea ca o energie de protecție. Și atunci mi s-a dezvoltat ideea asta cum ar fi să creăm anumite comunități unde oamenii chiar să aibă tot ce le trebuie și să fie ferită de toate intemperiile și necazurile care se întâmplă astăzi în lume și știm despre ce e vorba. De la virus, de la ce ni se aruncă din cer, de la mâncare otrăvită, de la toxicitate și absolut tot. Și în momentul ăsta am început de atunci cam să-mi ia până astăzi, adunând în jurul meu foarte mulți savanți, inventatori, tehnologii avansate. La capitolul educație lucrăm cu domn profesor Florian Colceag. Minunat, da, am care văzut. Care și un bun prieten și vicepreședinte al fundației noastre Tracea Străbună. Și în felul ăsta am pus această viziune să devină o realitate încet, încet, folosind tehnici noi și inovative de construcții, plus având la bază suporturi de supraviețuire, și anume energie verde, aer, purificare de aer, apă molecular structurată și mâncare organică. Educație pe ADN și nutriție pe ADN. Deci toate astea le-ai gândit, apoi ai cunoscut oamenii potriviți. Au venit pur și simplu. Și da. Le-ați dezbătut. Și nu ați rămas numai aici. Ia-le pe rând, ca să înțelegem mai bine, să intrăm în capitolele respective, să înțelegem ce înseamnă. Deci la început v-ați gândit ca să protejăm omul contra omului, de fapt. Da? Da. Pentru că tot omul a reușit să dezechilibreze energia planetei. Și atunci, iată, vine un om cu o mare ca să completeze ceea ce îi lipsește în prezent acestei planete, să o aducă la nivelul corespunzător, astfel încât cei care mai rămân pe suprafața Terei să se poată bucura, să intre în epoca de aur, pentru că asta se întâmplă. Nu numai convinși, să intre, să rămână și să se bucure permanent. Pentru că ceea ce a început acum pe pământ este cu totul și cu totul nou. Nu vă gândiți la focul, un foc, când se vorbește despre foc, să nu ne gândim la focul exterior. Este vorba despre focul interior pe care îl simte fiecare în ultimii ani în interiorul corpului.
adică despre această transformare alchimică, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată pe planeta noastră. Te ascult cu drag pentru că ceea ce ne vei spune este tocmai cu ceea ce trăiesc eu în interior, de acolo de unde vin. Da, e frumos. Observ cu precădere că foarte mulți oameni se trezesc acum și realizează că au trăit în foarte mult timp, poate mii de ani, într-o dezordine și energetică și mentală și sufletească. Într-adevăr, există niște controlori la nivel global care fac ca noi, ființele umane, să fim manipulați prin fel de fel de tehnici. Aici intervine partea noastră în care ajutăm oamenii să se trezească și ajutăm prin creație, prin dragoste, prin iubire, prin muzică, prin artă, prin... Am fost foarte plăcut impresionat să văd aceste minunate tablouri, schițe care sunt la dumneavoastră aici în studio. Sunt mulți artiști, așa este. Felicit pe toți artiștii care sunt însuflețiți să creeze, ai frumos. Cred că cel mai puternic sentiment care o ființă umană are este a fi îndrăgostit de frumos. Când ești îndrăgostit de frumos, practic tu trăiești fericit. Și aici noi practic venim să creăm această bază, această fundație a noului pământ. N-ați forțat pe nimeni cu nimic. Tu de fapt ai deschis și ai descoperit, ai deschis poarta creației și ai descoperit co-creatorii. Exact. Fiecare are în el esența divină. Toți suntem o scânteie din Dumnezeu. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne uităm înăuntru nostru, în inima noastră și să-L găsim pe Dumnezeu, nu în altă parte afară, și să recunoaștem și pe ceilalți ca toți niște mici dumnezei și să-L iubim și să-L respectăm, indiferent de neînțelegeri sau indiferent de religii sau apartenențe la orice fel de mentalitate și cult, să ne gândim că toți suntem frați și surori pe această planetă, indiferent de culoarea pielii sau de nație, de țară. Trăim pe o planetă care e una dintre cele mai spectaculoase planete din cosmosul nostru, aleasă ca un portal interdimensional, cosmic, unde chiar trăim pe locul cel mai important aici, chiar al nostru, unde România are 7 chakre. Și e foarte important ca oamenii... Amintit, da? Da. E important ca oamenii să cunoască legătura cosmică între noi ca ființe create pe acest pământ și pe aceste meleguri, chiar aici, la noi. Eu așa consider că suntem un popor primordial care avem ce să dăruim omenirii întregi. Sunt 9 milioane de români, la poate că cei mai deștepți dintre toți lucrează acum la foarte mari corporații internaționale, au o pregătire extraordinară, într-un fel a fost esențială migrația asta ca ei să fie mai educați în vest și consider că ar fi cazul să aducă un aport înapoi țării noastre prin ceea ce ei au învățat în Occident. Să fie de asemenea recunoscuți acolo și respectați de noi aici, ca să-i recunoaștem aici. Da. Pentru că odată cu scăderea orgoliilor putem să realizăm multe. Acesta mi se pare punctul de pornire. Exact. Mi-ar face plăcere ca românii să fie mândri că sunt români. De fapt, eu n-aș spune că suntem români, noi suntem Geto, Pleasco, Traco, Daci, din seminția Atlantă. În pământurile noastre stau secretele omenirii și toată lumea trebuie să aibă cunoașterea asta de zei, de lumină. Îmi permis să completez. Eu aseară am venit dintr-o excursie mini-tabără la Polovraci, la Peștera Muierilor. Ieri am fost la Peștera Muierilor și am văzut pereții înscriși chiar din timpul Atlantidei. Sunt oameni care știu să citească aceste
În scrieri nu sunt hieroglife pentru că nu sunt desene. Scrierea asta este și mai mare și mai mică, adică și pentru cei care au ochelari și pentru cei care nu au. Sunt oameni care văd, care simt, mai puțin dintre cei care știu să citească despre, probabil și despre viitorul, care de fapt este prezentul actual. Este foarte interesant. Deci cărțile sunt deja scrise de atunci și este posibil ca dinainte de Atlantida să fie scrise acolo, adică de la începuturi, atunci când nu exista omul pe pământ. Exact. Mă bucur că ai punctat chestia asta, pentru că exact în camera holografică din Bucegi, de sub Sphinx, unde în 2003 un satelit militar american a văzut tunelurile din Bucegi și camera respectivă, s-au făcut, sunt foarte multe materiale pe tema asta și eu am făcut câteva emisiuni și cu Sasha Stone și cu Corina. E un adevăr care e al civilizației noastre, al speciei umane. Poți reaminti tunelul care duce în Egipt? Sunt trei tuneluri. Unul se duce în Egipt, unul se duce în Agartha și unul se duce în Tibet. Iar în camera holografică stau istoria omenirii, cum a fost omul creat aici, în acest laborator genetic, chiar la noi, rasa ariană, cu precădere, și toate tehnologiile cosmice în toate domeniile, de la genetică, sănătate, educație, cosmică, tot ce vrei. Ele sunt ținute secret de niște oameni care nu ne iubesc pe noi ca nație. Pentru că nu se iubesc pe ei. Exact. Dar ele vor fi redescoperite sau descoperite, vom afla într-o viteză uluitoare cât mai multe. Exact. Radu Cinemar a făcut mai multe cărți pe tema asta și mulțumim din suflet că a crescut vibrația cunoașterii. Iar cei care înțeleg acest fenomen, toți trebuie să ajungem la emoția noastră interioară de a cunoaștere, pentru că e tot înăuntru nostru. Acolo scrie că pământul a fost întâi înghețat, s-a dezghețat, aici exista sare și era oi și de asta ne-am putut dezvolta și foarte mult au ajuns în Pakistan, să nu ne mirăm de ce motivele naționale ale iilor noastre sunt acolo în Pakistan la 4.000 de metri și apoi au migrat în alte părți. De asemenea, să facem o legătură cu ceea ce ne spunea domnul Mihai Ciobanu, aici unde este Marea Neagră, exista lacul Maetian cu 9.000 de ani înainte, deci înainte, după diluviu, o parte din triburi au ajuns în Ardeal și au format civilizația turda și o parte au plecat în Egipt. Așa că de aici asemănările dintre egipteni și noi, sau exact, dintre noi și egipteni, da, și asemănări. Sunt și verii noștri. Numai că ei, datorită soarelui și datorită țărilor respective în Africa, evident că și-au schimbat în generații, și-au schimbat culoarea, și-au schimbat comportamentul, dar toți au plecat de aici, pentru că aici a fost singurul loc unde a existat viață când a fost era glacială și era după Atlantida. E foarte interesant, eu sunt extrem de pasionat de subiectul ăsta. Noi ne-am propus cu echipa să facem un film, adică istoria omenirii pleacă din Bucegi, și în felul ăsta să putem să spuneți mai multe adevăruri, probabil. Da, toate vin la momentul oportun. Chiar anul, dacă nu în decembrie, acum cel târziu în martie la anul, avem un eveniment chiar în Dubai, un eveniment care The Unity se numește. Vin din toată lumea, din toate țările, din toate culturile, unde se unesc toate rasele într-un eveniment de dragoste, de iubire. De vergură despre orașele de lumină, da? Acolo voi aduce cel puțin 100 de getodaci îmbrăcați tradițional. Vom face o nuntă getodacică, unde chiar am asistat anul trecut și am rămas incredibil de impresionat, pentru că în aceea zi s-a făcut botezul acestui cuplu într-o biserică ortodoxă și de acolo am plecat la nunta lor dacică, îmbrăcați cu porturile antice,
Și am văzut o diferență absolut incredibilă, pentru că ei, străbunii noștri, ei venerau elementele vieții, apa, pământul, focul, spiritualitatea. Nu exista femeia să se teamă de bărbați, sau nu, era o uniune direct cu Creatorul, direct prin elementele vieții pentru creație, pentru frumos. Suntem foarte mulți care ne dorim ca portul național să revină. În orașele de lumină ne putem îmbrăca absolut, în costume naționale. Absolut, pentru că avem o fată care stă la Londra și a studiat portul național și fiecare element al portului național este un element creat pentru protecție. Da. Deci toate modelele astea naționale pe cămăși și pe port, ele au fost foarte bine gândite ca protecție energetică împotriva... Adică fiecare simbol are cunoașterea sa și și mai mult decât atât. Da. Și mai mult decât atât. Ei erau inițiați. Toți înaintașii noștri au fost inițiați. Le mulțumim pentru tot ceea ce au făcut. Ce facem noi cu orașele de lumină? Cum le-ați gândit voi, echipa? Orașele de lumină, am securizat acum un teren foarte frumos în Poiana Brașov și am simțit că acolo e o energie foarte interesantă să dezvoltăm așa ceva. Într-adevăr, am ales și un număr magic, 1001, de case sau da, comunități. Da, da, 1001. Da, e un, 1001 e un număr, într-un fel, pleiadian. E un număr care are... Ei sunt creatori, sunt pictori, are, sunt muzicieni, exact, sunt poeți. Are o rezonanță foarte frumoasă. Acolo o să avem absolut, e practic un mini oraș de creativitate, pentru că te naști și trăiești. Din punct de vedere material, știu că ați găsit sprijin în Dubai pentru orașele de lumină, da? Ca idee. Avem mai multe surse de finanțare, încă nu am ales una, sunt ieși din Dubai. Da, în Dubai, pentru Dubai? Sau ei pentru ar vrea acolo, evident. Da, este bine și așa. Și-ar dori acolo. Asta ne-ar fi ajutat pe noi la marketing foarte tare. Dacă aș face ceva acolo, imediat s-ar răspândi în toată lumea cu foarte mare ușurință. Dar am decis să încep direct de aici, chiar dacă e mai greu. Nu este greu. Noi ne concentrăm, da. Ne focalizăm. Da? Puterea da. Este în noi. Noi suntem creatorii și se realizează. 100%. Am toată convingerea, n-am niciun dubiu, pentru că observ sincronicitățile și văd ce se întâmplă în jurul meu cu toată lumea care vine să contribuie. Deci am un grup de 600 de persoane ca mine, vizionari, din toată lumea. Deci o să începem să facem niște seminare video, filmate, unde o să ne vadă milioane de oameni, pentru că această viziune va fi într-un fel francizată pe toată planeta. Deja în momentul actual avem în peste 100 de țări oameni pregătiți să preia blueprint-ul care îl facem noi. Noi aici plecăm din România și facem această comunitate, care de fapt e și un healing center cu educație, cu absolut tot la cel mai înalt nivel. Iar această copie la Indigo va fi proiectată în toată lumea. Peste tot. Pentru că cei care vom rămâne în continuare și vom întineri în corpurile astea fizice, corpurile astea de carne de acum, sunt cei care privesc din punct de vedere altruist totul. Când faci cu dragoste totul pentru întreaga planetă și nu numai pentru țara ta, atunci ești primit și sprijinit și de cine? Și de către cei văzuți și de către cei nevăzuți. Exact. Da. E, într-un fel, să zic că acestea ar fi niște, ca un fel de arcă, da? Dar în același timp noi gândim, dacă alegem persoanele care să vină, că multă lume mă întreabă și care sunt criteriile, cum îi alegi, cine va locui acolo. Păi, în primul rând va fi într-un fel ca ediția România au talent. Vom aduce pe cei mai talentați dintre cei mai talentați și împreună cu ei vom face ca un bulgăre de zăpadă, adică vom da drumul la talent și la creativitate în jurul nostru. Cine vine și vrea să învețe poate să-și trimită copiii la școlile noastre, da? Pentru că noi facem test ADN și știu exact copilul, de ce a venit el aici, care e misiunea lui,
de unde e sufletul lui, ce trebuie să facă el și îl îndemnăm să facă exact lucrul ăla cu cei mai buni profesori, cu cei mai mulți, cea mai bună. Educație pe nutriție, pe ADN, înseamnă să mănânci exact fix ce e bun pentru corpul tău. Pentru cei mai vârstnici care nu au ajuns la nivelul de tehnologie care le avem acum, vom avea una dintre cele mai avansate tehnologii pe pământ care ne-a fost pregătită și ne este pregătită, sunt paturile MedBed. Aceste paturi medicale, într-adevăr, au un sâmbure de tehnologie extraterestră, dar ele sunt niște paturi care reașează la nivel atomic, molecular, ADN-ul tău și corpul și, practic, te regenerează de la zero. Se face o regresie până la 30 de ani, adică te dă înapoi cu 30 de ani și vor fi gratis, adică nu vor fi costuri pentru nimeni, oricine poate să vină la centrele noastre medicale. Știu că sunt cunoscute de peste 50 de ani și chiar în armata americană și chiar au fost puse în practică. Să știi că alaltăieri eram văzut unul dintre paturile medicale din România. Da. Și îl văzusem în fotografii, dar l-am văzut, l-am testat, da? Știu despre ce este vorba și sunt bucuroasă. Sunt entități, foarte multe entități care coordonează, entități nevăzute, care au coordonat implementarea acestui proiect al patului medical pe care îl vom găsi în orașele de lumină. Nu este vorba despre un singur pat medical. Sunt mai multe și care, în afară de faptul că purifică, elimină toxinele acumulate, nu numai din viața asta, din toate viețile, da, exact, din toate neamurile, produce această resetare și astfel încât să redevenim la vârsta, să ajungem la vârsta de 30 de ani, ai spus? Până la 30 de ani te dă înapoi, adică da, fizic, da. Adică cum erai tu când aveai 30 de ani, da, te face exact nou-nouț. Dragi oameni, noi nu trebuie să așteptăm așa cu mâinile și să uităm, să ne bucurăm. Da, bucuria face parte din viața noastră și conduce spre această energie de și o amplifică. Această energie este necesară să ne bucurăm, să avem cunoașterea, deci să avem informația. Asta este prima condiție. Mai mult decât atât, să fim de acord cu tot ceea ce se creează frumos. Să ne aducem aportul chiar și prin întrebări, simple întrebări, pentru că astfel dăm idei, ajutăm co-creatorii care au în ei simțul proiectării, indiferent în ce domeniu, al caselor, al paturilor, au acest simț, dar fiind concentrați pentru un anumit lucru într-o anumită zi, nu au cum să-și aducă aminte despre tot. Deci, contribuția poate să fie sub diferite forme. Probabil că la început puțin cer românii pentru munca lor și cheltuie foarte mult din ceea ce au. Credeți-mă, foarte mult costă un pat medical și cei care l-au construit și-au vândut apartamente, oameni buni, ca să construiască pentru noi. Asta este iubirea. Nu neapărat îmbrățișarea și declarația. Aceasta este recunoștința pentru ceea ce suntem. Noi trebuie să descoperim cine suntem noi cu adevărat. Păi noi suntem iubire. Hai să ajungem la esență. Exact. Sunt de acord. Pentru că până acum a fost era peștilor, care era peștilor, era într-un fel era religiilor, să zic, crede și nu cerceta. Dar de ce să cred ce îmi spui tu fără să cercetez? Pentru că în felul ăsta, 2000 de ani, noi am tot crezut fără să cercetăm și practic datorită unor programe mentale direcționate către noi am ajuns unde suntem astăzi. Acum suntem în era vărsătorului, era de lumină, Golden Age. Direcționat, adică prin calculatoare, da? Intenționat ca să nu progresăm. Deci nu am fost pregătiți. Acum suntem pregătiți.
Suntem. Suntem. Pentru că iată ce se întâmplă cu tehnica, iată ce se întâmplă cu cunoașterea. Avem voie să spunem, avem voie să cunoaștem, avem cărți. Haideți la lucru, să citim, da, să ne inspirăm. Fiecare persoană are datoria divină să se autocunoască pe el însuși, să cunoască pe Creatorul din inimă și să contribuie la creația vieții lui. Că altfel, dacă stai să te autoprogramezi cum am fost până acum, trebuie să faci aia, trebuie să înveți asta, trebuie să ajungi să ai job, să ai familie, să ai casă, să ai pensie și până la urmă ajungi la 60 de ani, 70 de ani și n-ai învățat nimica. O să vină un moment acum foarte curând, deci cred că anul ăsta, în care se vor dezvălui niște lucruri în care oamenii care sunt slabi de înger ar putea să o ia razna. Și e bine să fie pregătiți, că vor afla foarte multe lucruri care au fost ascunse de noi și multe adevăruri. Dar asta fiecare va observa. Așa a fost să fie. Da. Pentru că fericirea și iubirea, de fapt, ce înseamnă? Libertate. Exact. Libertate de a asculta, de a te exprima, de a învăța, de a cunoaște planeta și alte planete și alte galaxii, de a deveni nemuritor, de a binele într-un corp de carne. Deci se poate și asta. Chiar se poate, sincer. Am un prieten care e genetician și a reușit să facă chestia asta. Deci nu există imposibil. Noi singuri ne autoblocăm mental. Pentru că dacă stai să analizezi un pic în urma ta, în 7 generații, spre exemplu, cel puțin știi pe bunic și pe străbunic, dar încă 3 generații nu mai le cunoști. În cele 3 generații au fost niște oameni foarte simpli, nu erau tehnică, nu erau clădiri, erau, toată lumea trăia foarte rudimentar la țară, cu animale, nu avea cultură, nu erau oameni educați. Din familiile noastre, noi suntem mii de generații în urma noastră, ceea ce suntem noi astăzi. Deci ar trebui să învățăm să ne tăiem toate stringurile cu tot ce a fost în urma noastră, cu tot ce e toxic, să înțelegem că noi trăim prin energie, vibrație, frecvențe, lumină și așa suntem ființe vibraționale. Și e important să trăiești în armonie. În armonie, adică să trăiești, să-ți împaci sufletul cu tot ce e mai bun și mai frumos. Referind la orașele luminii, că asta e tematica de astăzi, îmi doresc foarte mult să creăm comunități în toată România, toate județele, în toate... Sunt sate părăsite, spre exemplu, astăzi în România, pentru că nu mai le locuiesc nimeni. De ce? Nimeni nu vrea să întoarcă la satele părăsite. Dar dacă noi le-am dat o nouă culoare, le-am dat o nouă energie, dacă acolo am face, spre exemplu, un sat de pictori, de artiști, un sat de muzicieni, un sat de meșteri, un sat de fel de fel, și în fiecare săptămână am creat evenimente, spre exemplu, și ne-am filmat, lumea ar începe să vadă altfel lucrurile. Spre exemplu, să mănânci românești. Eu merg peste tot și filmez în piață, peste tot mă duc și zic, domnul, învăț pe oameni să mănânce românește. Nu mai mâncați de ce e toxic. Să nu fie stropite. Da, să fie naturale. Caută să mănânci de la... Încurajează-l și pe românul ăla mic, producător, de business-ul lui, de familie. Are 10 meri în curte. Cumpără-i mărul de la el. De ce să cumperi un măr de la 1000 de kilometri? Stropit cu ceară și date mizerie. Mănâncă ceva care e din energia ta telurică, din neamul tău, dă-i banul fratelui tău. Și asta fac eu cu echipa mea. Mulți, foarte mulți înțeleg, da, foarte mulți înțeleg. Chiar am avut, mi-am făcut odată un TikTok și i-am învățat cum să devină mai alcalin consumând un mixt de borax cu bicarbonat de sodiu și sare celtică. Și cine a făcut așa a fost foarte mulțumit. Că, știu că tu ajuți foarte mulți oameni și oameni care au probleme mari de sănătate. Da. Știu și asta, chiar dacă nu mi-ai spus, și îți mulțumim pentru că existi. Orașele astea de lumină, deci, vor fi construite din materiale ecologice? Baza este cânepa. Baza este cânepa. Cât de mult îmi plac mie
bluzele de in, de cânepă, materialele, hainele pe care, care existau altădată și care rezistă și în ziua de astăzi, costumele noastre naționale, păi asta înseamnă ca să cultivăm din nou cânepa. Când am văzut în Turcia lanurile acelea de cânepă și am rămas surprinsă și în filmele lor, deci cânepa are această energie de... Este regele tuturor plantelor și un hectar de cânepă care crește în câteva luni de zile produce cu 25% mai mult oxigen decât un hectar de pădure. Extraordinar. Și absorbe dioxidul de carbon. Și atunci cum să nu acceptăm noi cânepă? Cum să nu acceptăm noi lanuri? Cum să nu acceptăm tot ceea ce au avut străbunii noștri pentru că știau ceea ce este bine? Peste 3000 de produse se pot scoate din cânepă, de la haine, medicamente, materiale de construcție, absolut ecologice. E un sentiment fenomenal să trăiești într-o casă care e făcută din cânepă. Asta înseamnă că toate facultățile de construcții trebuie să se... O reorienteze. Reorienteze. Eu ca și inginer constructor, bine, îmi dau seama cum ar trebui, am văzut și casele acelea. Dar se fac cărămizi din cânepă, care sunt... perfecte. Și rezistă la foc, până la 2-3000 de grade, și la mucegai, și, adică e materialul care e cel mai dumnezeesc. Mai e și pământul, adică se pot face cărămizi din pământ presat la rece, care are energia ta telurică. Noi folosim niște roboți 3D, care mixtul este exact din cenușă vulcanică cu ganz și cu cânepă. Adică, și voi produceți gansul, așa da, este. Gansul este, știi ce este? Este plasma liquid făcut din nanomaterial de aur, platină sau argint și este un produs care generează un câmp electromagnetic foarte pozitiv și foarte frumos. Urmăriți agricultura plasmatică, am avut o emisiune pe tema asta, am încercat și eu să fac gans, n-am cumpărat bateria corespunzătoare. Mult aș vrea să fac. O să le fac pe toate. Am timp, trăiesc mult și bine și tineresc și energie. Voi avea și mai mult decât atât pentru toată omenirea. Cu iubire. Așa, deci acestea sunt clădirile ecologice pentru că ele mențin o temperatură constantă. Hai să ne gândim la haina ciobanului. Da. Poți să o porți vara și să-ți fie răcoare și poți să o porți iarna și să-ți fie cald. Corect. Băieții mi-au pus acum la polovraj, mi-au pus o căciulă de lână. Căciulă n-a avusesem pe cap până acum. Așa de bine m-am simțit, a fost foarte cald, dar mie nu mi-era cald cu căciula asta. De vreo 25 de ani n-am mai fost pe acolo. Am fost odată la peșteră, la polovraj, dar n-am știut că acolo locuia Zamolxe. Da, se spune că... El acolo își făcea veacul. Și zona asta a Olteniei, de la peștera Stănișoara, Cozia. Aici o să aflați foarte curând că s-au născut niște ființe foarte evoluate. Și la Stănișoara am ajuns. Da. Dar nu pe drum, prin păduri. Da, interesante locurile. Toate locurile noastre sunt excepționale. Păi dacă aici a fost începutul lumii. Da? 7 izvoare... tot. Din și zona peste Brașovului. Tot și în Ceahlău și în Rarău și Vârful Omului și Sfinxul, Babele, toată România are puncte energetice. Lotru, iar e o zonă foarte... Ceea ce înseamnă că interiorul Pământului încă este nealterat acolo, pentru că zonele energetice presupun ca în interior să fie aur, argint, leptoniu, nu mai știu cum se mai numesc, toate cele îmi vin acum. Sunt niște elemente cu care se fac... Se găsesc unele în România, altele se găsesc în partea în Africa, elemente cu care sunt folosite și la componentele telefonelor, ale televizoarelor și ale calculatoarelor. Industria aerospațială. Avem germanium, avem wolfram, sunt multe materiale foarte rare care nu se găsesc în alte țări decât aici. Asta este explicația pentru care foarte mulți au venit și au dorit România. Îi iubim pe toți! Pentru că îi schimbăm noi cu vibrația noastră, prin iubire, să știți că îi putem schimba, dar de ce să îi schimbăm? Ca să-și dea seama că pot fi utili întregii planete fără să facă afaceri. Pentru că, de fapt, orașele astea de lumină vor ajunge cu oameni
Deci în aceste orașe vor trăi oameni, așa gândesc eu, nu știu, asta e viziunea mea. Spune. Oameni care vor lucra pentru semenii lor cu, adică într-un timp scurt vor avea de toate. Adică nu trebuie să lucreze o săptămână sau mai mult decât o săptămână. Nu. Da? 3 ore pe zi. Se numește resource-based economy, adică îți iei de la comunitate cât ai nevoie pentru tine și familia ta și restul dai mai departe. Iar comunitatea este practic, să zic, ca o afacere, da? Pentru extern. De ce? Dau un exemplu. Spre exemplu, din 1000 de familii, 100 îi aleg pe cei mai deștepți dintre cei mai deștepți. Inventatorii, IT-iști, orice, la top, nivel maxim. Și atunci ăștia 100, dacă fac un exemplu, acum extrapolez și fac un exemplu financiar, ca oamenii, sunt mulți oameni care poate vor să înțeleagă ce înseamnă din punct de vedere financiar, nu? Ca o sub o formă de afacere. Doar fac un exemplu, da? Să zic că am 100 de tineri care sunt foarte deștepți și le dau posibilitatea să-și exprime creativitatea cu profesori, cu finanțe, cu tot ce au ei nevoie, ok? Imaginează-ți că fiecare tânăr produce 1 milion de euro pe an. Ori 100, 100 de milioane. Cât ai nevoie să mănânci când tu, de fapt, mâncarea e din sera ta? Apa e moleculară, ți-o faci la fel. Noi putem acum să facem apă din aer, spre exemplu. Avem aparate care fac până la 5.000 de litri de apă pe zi din aer. Pentru că în aer e și energie, eterul este și apă. Noi avem un ocean de apă în aer. Prin tehnologiile care noi le vom folosi, în primul rând că vom purifica aerul prin plasmă la rece care va filtra orice virus, bacterie, orice aruncă ăștia în noi și intră aerozonat, ca în pădure o să ai aer în casă, bei apă molecular structurală care practic e apă vie, oamenii trebuie să înțeleagă și acum să nu mai bea în peturi de plastic, să bea doar din sticlă, să bea apa cât mai pură posibilă, pentru că toate problemele noastre de sănătate și inflamații sunt de la apă. Practic ruginești, exact cum ruginește fierul, ruginești și tu în interior. Din intestin pornesc. Exact. Dacă bei apă bună, după aia mănânci ce trebuie. Deci, practic, orașul ăsta al luminii este un oraș unde copilul când se naște știe exact care e destinul lui și îi dai să facă exact lucruri la celălalt. Cuplurile primesc educație și fetele, femeile și bărbații, fiecare să facă ce îi place. Dacă tu ai timp, pentru că tehnologiile te ajută să-ți facă curat acasă robotul, toată lumea e într-o, cum să zic, ca și cum ai fi la un hotel de 5 stele all inclusive. Tu doar te duci și ești foarte relaxat și crezi. Când tu nu mai ești presat că factura, plata, nu mi-ajung banii, salariul, când nu mai ești presat, tu trăiești într-o armonie perfectă. Plus că aceste comunități, fiind împrăștiate în toată lumea, ele se vor interconecta între ele. Adică am o comunitate ecolite în Australia, spre exemplu, sau în Noua Zeelandă, sau în Mexic, sau în Japonia, sau în America, oriunde. Toți oamenii de acolo sunt ca noi. Și toți împărtășesc, se va face un schimb de cultură, un schimb de tehnică, un schimb de orice, limbi străine, orice. Și practic toată lumea se creează o comunitate la nivel global. Mai mult de atât, eu lucrez și cu un stat, care e un stat nou, mic, se numește statul San Bernardino. M-a fascinat un Bernardino. San Bernardino. Da, este o insulă în Marea Roșie, care a fost luată, spre exemplu, de un prinț, el și-a asumat-o și s-a creat acest stat, San Bernardino. Iar ei o să devină ca un Monaco în 200 de țări, statul ăsta. De ce? Pentru că ei au o structură acum și au făcut 2 bănci, fac un pod între ei și statele care doresc să se asocieze cu ei și au creat o structură care se numește OMU, Organizația Microstatelor Unite. Când mi-a zis OMU, am zis gata, vreau să ajut, vreau să fiu și eu acolo. Este un stat independent. Da, un stat independent, total suveran și stat. Nu e... Adică acolo nu intră nimeni de la alții întunecați. Deci, practic, imaginează-ți exact cum am spus, Monaco, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, stat în stat, da?
Și prin acest stat toate aceste comunități de lumină vor fi mici sateliți a acestui stat, care el va fi împrăștiat în 200 de țări. Bruno, ceea ce ne spui tu este lumină, Bruno, ceea ce ne spui tu este iubire, Bruno, bine ai venit între oameni. Este doar o soluție pentru oamenii care aleg o altă variantă, că nu putem să absorbim noi acum 8 miliarde de suflete. Să ne gândim că foarte mulți au făcut niște alegeri foarte greșite și, practic, prin alegerile greșite care le-au făcut, îndemnați de televizor, nu dau nume și detalii, știe fiecare ce a făcut, a băgat ceva în el care e posibil într-un timp foarte scurt să părăsească planul fizic. Dar și pe ei vom ajuta. Pentru că am adunat o echipă de doctori savanți foarte buni care lucrează la soluția pentru a neutraliza metalele grele și toate celelalte elemente care au intrat în, în ADN. Să sperăm că încă n-a intrat. Să sperăm, pentru că am fost ajutați foarte mult de spiritele înalte, de zamolse chiar. Noi, ca români, da. Suntem foarte... Avem o înțelepciune spirituală care este adormită. Și aici eu mi-asum misiunea asta, să încerc să trezesc cât mai mulți, pentru că dacă noi ne-am trezit cât mai mulți, am putea fi acel far de diamant care să lumineze lumea întreagă prin tot ceea ce noi putem să creăm. Și sunt foarte mândru că sunt născut aici și că Dumnezeu m-a trimis aici în trup, pentru că suntem chiar un popor frumos, cu toate că ne-am prostit, așa să zic, așa, am adormit și am fost înșelați și mințiți, dar lumea poate să ia exemplu bunica sau străbunica de la țară, care stă acolo pe prispă și bunicul și îți mai dă o glumă și a trăit el acolo 80-90 de ani și stă și îți dă cât un sfat bun. Pentru că originea noastră e să ne întoarcem înapoi la sfatul înțelepților, Consiliul Înțelepților. Excepțional, da? Atât de mult iubesc. Adică nu avem nevoie de ajutoare sau lideri. Liderii trebuie să fie oameni care să-și iubească poporul și țara și să o apere. Și aleși meritocrat. Da. Și Consiliul Înțelepților este cât se poate de util, de benefic. Ai spus un cuvânt pe care l-aveam și eu pregătit. Este foarte importantă pregătirea spirituală, pentru că vă puteți întreba ce să facem dacă muncim doar atât de puțin, atâtea ore pe zi, ce să facem în restul timpului. Ce făceau și strămoșii noștri, femeile pe vremuri când mergeau cu hainele la râu să le spele și era momentul înserării și o prindea seara la, când știa că ea trebuia să facă o rugăciune, da? Curgeau hainele pe râu și se opreau și în momentul ăla se oprea și timpul. Și bărbații, în orice activitate, i-ar fi prins momentul ăla în care ei trebuia să contempleze Creatorul, nu mai făceau absolut nimica. Asta este partea cea mai frumoasă, că oamenii nu își aduc aminte de Dumnezeu decât când dau de necaz. Ar trebui să înțelegem, sau e necesar ca să înțelegem, că nu este vorba despre neapărat despre rugăciunile pe care am fost obișnuiți să le chiar deloc exprimăm până acum. Toate sunt utile pentru fiecare dintre noi la momentul corespunzător. Și eu am făcut foarte multe rugăciuni, așa am simțit să fac atunci, chiar dacă mi s-a spus sau nu mi s-a spus. Dar totul redevine o creație. Chiar și simplu mulțumesc, dar spus din suflet, intrând în interiorul meu, este o rugăciune. Pentru că recunosc tot ajutorul care mi-a fost acordat. Să nu înțelegeți că în aceste școli spirituale oamenii vor fi obligați să se roage mereu. Deci rugăciunea poate să aibă o viteză foarte mare prin acest mulțumesc. Rugăciunea pornește de la gând, nu neapărat poate fi rostită ca și o poezie, pentru că cea mai puternică
Cea mai mare viteză o are gândul. Da? Deci este necesar ca să ajungem la acel nivel de conștiință și asta se întâmplă cu cei care rămân. Pentru că foarte mulți nu vorbesc. Dar să nu înțelegem că dacă nu vorbesc, nu sunt și oameni care citesc gândurile. Gândurile sunt foarte importante. Lăsăm gânduri lejere, lăsăm... Trebuie să ne obișnuim să spunem pace, lumină, iubire. De ce trebuie? Păi trebuie pentru mine, nu pentru altcineva. De asta folosesc cuvântul trebuie. Pentru mine, ca un imbolt îl folosesc. Vom avea cuvinte pe care nu le vom mai folosi. Chiar începem să uităm anumite cuvinte din dicționarul român. Vom construi noi cuvinte. Este foarte important pentru că aștia sunt primii pași ai lumii noi. În orașele astea de lumină chiar pulsează lumina. Exact. Și dovedit științific, când oamenii se roagă, spre exemplu, sau cum a fost experimentul profesorului Masaru Emoto cu apa, dar a schimbat molecula apei prin rugăciune cu mai mulți, dar în mai multe țări. Așa facem și noi. Eu apa o iubesc foarte tare, pentru că apa este primul intermediar între noi și Creator, dat fiind că noi suntem apă 80%, creierul are 90% apă. Și apa este un conductor foarte bun energetic și un comunicator de informații. În apă sunt toate informațiile în tot cosmosul nostru, iar eu obișnuiesc să fac meditație cu apa, cu paharul, îl pun la inimă și să transmit în sufletul de lumină vibrație de creație, vibrație de pace către toate sufletele, către tot ce există viu pe pământul ăsta. Și atunci, practic, instantaneu transmis gândul ăsta la toată lumea, tot ce există, animale, ființe umane, tot. Și asta este una din practicile care sunt simple și foarte benefice dacă le-ar face la unison cât mai mulți. Este o formă de rugăciune. Da. Și chiar e necesar ca să o facem cât mai mulți. Ca să ne fie din ce în ce mai bine. Pentru că acest bine nu înseamnă numai profit material. Înseamnă profit interior. Înseamnă liniștea și libertatea. Asta înseamnă. O numim rugăciune pentru că nu găsim acum cuvântul potrivit. Dar nu este ceea ce înțelegem noi. Rugăciune, obligativitate pe care să o începi și să adormi. Să adormi pentru că nu mai poți, nu mai ai energia suficientă. Acum depinde și la cine te rogi. Ca să o spui. Că poți să te rogi la un Dumnezeu care nu este un Dumnezeu creator de suflete și protectorul vieții. Este un Dumnezeu impus care cere jertfe și sacrificii și gelozii și etc. Nu intru în detalii că sunt emisiuni cu tema asta. Deci nu acesta este adevăratul creator. Da, e în inima noastră. Exact. Da. Și noi suntem fiecare cât o parte din el. Iar și noi oamenii, și noi plantele, și noi animalele, și noi plantele munții. Plantele cântă, știi, nu? Da. Da, plantele cântă, copacii. Spre exemplu, domn profesor Colceag, după 4 miliarde de algoritmi, prin matematic, a reușit să decodifice ADN-ul lui Dumnezeu. Da, noi practic am avut un seminar în Mexic anul trecut cu el, unde a vorbit cu foarte mulți savanți în toată lumea și a spus cum Dumnezeu vorbește cu ființele umane prin apă, prin plante, prin copaci. Copacii vorbesc cu noi. Înainte, cu foarte multe mii de ani, erau copaci care se întindeau pe kilometri întregi și au fost tăiați, pentru că ei erau legătura de comunicare între noi și alte ființe superioare. Deci Dumnezeu există în tot ce este viu. Și cărțile scrise de el sunt absolut în toți copacii, dar important e să descifrăm această scriere. Citiți Anastasia și Cedrii Sunători ai Rusiei, există și aici Anastasii, bărbați, femei. Așa cum spuneai, în flori, noi spunem că nu au conștiință toate aceste elemente ale naturii și totuși demonstrează că au o conștiință superioară. Asta ne demonstrează. Înfloresc. Au mirezme. Iată cât de frumoase, ce inflorescențe, ce pistil. Și sunt prezente
atât cât pot ele, unele primăvara, altele țin toate, în toate anotimpurile, cum este trandafirul și iarna. Așa e. Deci trebuie să învățăm să respectăm natura și tot ce ne-a dat creatorul acesta viu de frumos și să fim și noi mici creatori, adică să fim acolo unde e nevoie, să-i ajutăm și pe ceilalți să se ridice dacă unul este coborât. Consider că asta este cea mai frumoasă parte a noastră, să fim, să trăim în armonie. Adică în aceste orașe de lumină vom avea oameni, vom avea animale, da, drăgăstoase, iubitoare, exact. Care nu vor țipa la noi, nu vor lătra la noi, nu, dimpotrivă, cu ochișori așa de frumoși ne vor transmite tot ceea ce au de transmis. Amintește-ți că trebuie să uzi stratul de ceapă. Sau cine știe, amintește-ți că trebuie să te odihnești 5 minute, că e necesar să te odihnești 5 minute, da? Sau du-te să bei apă, sau du-te la râu și vezi moara. Privește, pur și simplu privește moara. Și tu te întrebi, dar de ce să o privesc? Pentru ca ea să aibă durată veșnică, de exemplu. Da? Asta înseamnă că apa să curgă continuu. Da, oamenii ar putea să învețe aceste, să zic, paranormal, nu există paranormal, chiar săptămâna... Sunt normale. Da, am avut o emisiune foarte frumoasă cu un francez canadian zilele trecute, cu Corina Pataki. Omul e foarte paranormal și telechinez și mută și se teleportează, adică de mic. Și ne-a povestit multe în emisiune, dar n-am avut timp, că o oră era prea scurt. Dar o să vină și în România și chiar a făcut un film documentar pe tema asta, unde e cadou pentru România, pentru că va fi tradus în limba română. Mulțumim, Bruno. Da. Da. Și vreau să spun că la divizia asta internațională cu care eu lucrez, cu foarte multe suflete care iubesc România și nu sunt români, ei toți promovează România și tot ce avem noi mai frumos. Și fac emisiuni cu oameni frumoși aduși din România. Am avut pe Felicia Milian de la Sibiu, care o doamnă savant a locuit 25 de ani la New York și a lucrat la Institutul Cornell. Și mulți alții. Îi aducem pe toți aici, pe tărâmurile noastre sfinte. Bruno nu ne-a spus, el a găsit acești oameni creatori deosebiți, el a manageriat toate aceste întâlniri și proiecte, da? Că aveți un proiect care se numește Spune-ne cum se numește. Avem mai multe proiecte. Mai multe proiecte. Da, avem acum un proiect care... pe tehnologie, avem un proiect medical. Deci chiar acum lucrez cu o foarte bună prietenă de-a mea, care ne-am găsit că suntem mai mult așa, am fost niște frați gemeni în alte vieți. Ea este pe linie de ADN din dinastia Manchung. Este singura în viață, care normal, dacă n-ar fi fost un partid comunist, ar trebui să fie împărăteasă. Dar e un spirit foarte, foarte de lumină, foarte frumos și am pus baza unui concept de o academie de sănătate, să zic așa, da? Unde incorporăm medicina asiatică de 8.000 de ani cu medicină vibrațională, cuantică și practic te... Boala vine de la gânduri, de la minte, da? Gânduri și stres și toxicitatea de la ceea ce mâncăm și bem. Dacă oamenii înțeleg că trebuie să mănânce ponderat și să stea cât mai alcalin, nu se mai îmbolnăvesc. Că într-un corp alcalin nu există cancer, nu există boală, nu există inflamații. Și atunci noi venim cu acest concept de sănătate care pleacă de la nivelul spiritual, emoțional, gândire, mai educație, mâncare, până în acolo în care te educăm să faci ce-ți place și să-ți găsești tot traseul tău. Mai lucrăm cu încă o familie foarte interesantă, români de-ai noștri, care au reușit să facă o carte de 875 de pagini cu viața ta.
Adică ești tu acolo, de la prima zi când spiritul tău a prins un corp. Și după aia câte evoluții în trupuri ai avut, pe unde ai călătorit și ai viața ta într-o carte făcută cu inteligență artificială, dar detectează la nivel molecular de ADN cine ești tu ca om. Chiar avem un profesor român, partener cu noi, care poate să ajute foarte mult poporul nostru și liderii, mă refer mai ales, pentru că a creat o tehnologie bazată pe ADN-ul tău, e o cască care practic detectează tu ca ființă cine ești. Și atunci noi putem să navigăm, să știm ăsta e bun pentru misiunea asta, ăsta e bun pentru misiunea asta, să nu te avânzi să faci lucruri că a avut cu tare succes și vreau să-mi fac și eu business-ul ăsta. Nu, dacă tu nu îți cunoști destinul tău, vei naviga tot timpul în derivă, pentru că tu, dacă nu-ți faci destinul, o să ai numai experiențe care să te lovești cu capul de pereți. Și atunci un om înțelept înțelege să folosească chiar și cele mai vechi științe, cum e astrologia, numerologia, ezoterismul, să folosești, nu știu, poate un clarvăzător, adică să te ajuți de tot ce îți pune la dispoziție universul, oameni care sunt elevați, încât să te ducă în direcția în care tu să elevezi copiii tăi. Nu învățați copiii să facă ce ai făcut tu sau ce nu ai făcut tu. Lasă-l să dezvolte cum simte el că e fericit. Copilul trebuie să fie fericit prin a crea. Iar ei până la 8 ani deja sunt conectați cu tot ce există în astral, ei comunică cu îngeri, vorbesc cu entități. Deși acum aici, dacă stai să te gândești, sunt foarte multe entități. Fiecare dintre noi are câte una, două, trei, zece, 100. Sunt oameni care au plecat, persoane dragi care au plecat de lângă noi și vin să te ghideze ca îngeri. Am avut o ședință de genul ăsta cu o prietenă de-a mea care nu au... Eu sunt, până nu testez eu pe pielea mea, nu cred. Dar... Deci eu n-am mai putut să traduc că eram exact cu prințesa, da? Și deci a venit toată familia aici, frați și prieteni și a spus cum e îmbrăcat, ce problemă are, tot. Deci toți nevăzuții erau acolo. Toți nevăzuții erau, sunt în jurul nostru, tot timpul sunt prezenți în jurul nostru. Deci nu trebuie decât să comunicăm cu ei. Acum o săptămână un foarte bun prieten de-al meu care este mâna dreaptă și finanțistul regelui Indoneziei, i-a murit soția. Și mi-a zis, Bruno, te rog, am nevoie de o perioadă de timp să mă liniștesc, că nu putem să mai facem vreun business, adică m-a pus așa un stop. Era interesat să investească într-un proiect ăsta medical al nostru. Și am explicat că am avut o experiență cu prietena mea și i-aș sugera să se conecteze și mai mult cu soția lui. Pentru că ea acum poate să-i fie un ghid, să discute cu ea ca și cum ar fi lângă el. Și a fost foarte receptiv, l-am resetat de la suferință, pentru că evident când pierzi pe cineva drag, sentimentul nu este tocmai plăcut. Dar noi suntem niște spirite vii, nemuritoare, care doar avem niște experiențe într-un trup. Iar trupul ăsta se poate schimba mâine cu altul și uite așa și călătorești să te elevezi. Iar ceea ce vreau să fac eu astăzi se bazează pe experiențele pe care le-am avut de atâtea ori, de câte ori am venit. Nu, chiar experiențele când am fost sclav, experiențele când am fost cerșetor, experiențele când am fost eliberator al unui ținut. Prințesă. Da. Toți am trecut prin mai multe vieți. Cercetători, dar experiențe care ne-au ajutat să ne cizelăm, să ne completăm, să ne curățăm, să ne purificăm, să învățăm unii de la ceilalți. Deci în aceste orașe de lumină putem să învățăm spiritualitate, să avem un sistem de învățământ corect, astfel încât fiecare copil să-și aleagă ceea ce dorește să facă în viață, da? Avem părinți răbdători și iubitori, de fapt. Părinți care iubesc pacea interioară și astfel este liniște și bucurie. În comunitățile astea se poate cânta, se poate juca, da? Nu numai că se poate cânta.
Noi folosim 432 de herți muzică de meditație care îți creează această stare de pace interioară peste tot, pe toate aleile, deci sunt boxe ascunse, nu le vezi, practic e un oraș care cântă. Iar seara avem foarte mulți artiști care vin să cânte, spre exemplu, la restaurant, în locurile unde noi le dezvoltăm, pentru ca fiecare să aibă plăcerea lui. Poate unul nu vrea să asculte muzică, vrea doar să mediteze și își găsește locul unde să stea relaxat. Poate altul vrea să picteze și să duce la studio de pictură. La restaurant toată lumea mănâncă în funcție pe ADN-ul lui și chiar copiii poate să vină să învețe să gătească, să ia din seră fructele, legumele, toate și chiar este, deci n-ai cum să te plictisești, e ca un campus de 5-star all inclusive. Și atunci normal că dacă nu mai ai griji, nu mai ai stresul cu bani, nu mai te interesează, mai mult, tot eu vorbesc din ce e pe România, da? Deci avem un inventator de la Arad care a inventat un taxi dronă. Da? Poate vrei, spre exemplu, să pleci din Orașul Luminii și să ai un picnic la Bucegi, direct să te duci acolo. Și atunci folosești ce avem noi ca vehicul oriunde. Poți să fii oriunde, oricând, când vrei tu. Asta a fost și ideea mea, să creăm acea emoție de libertate, să nu mai depinzi de niciun sistem care să îți impună anumite reguli și să te restricționeze și să fie cum, ca un bulgăre de zăpadă. Când îi dai drumul, toată lumea o să vrea. Nu o să mai vrea nimeni altceva, pentru că noi chiar îl facem. Și deja s-a creat atât de puternic, energetic gândul ăsta, că am, spre exemplu, pe Signal am un grup de vreo 600 de persoane din toată lumea. Și eu în fiecare zi le pun acolo fotografii, poze, cum arată, îi insuflețesc cu tot ce e mai frumos. Deci le arăt frumos. Ceea ce vedem noi acum. Nu, deci orașele astea de lumină nu există în momentul ăsta pe pământ. Deci ai impresia că e science fiction. Da, și science and fiction, ce înseamnă? Gândește-te la cuvânt. Ficțiune, da? O ficțiune științifică. Însuși cuvântul a fost preluat încât să ne mintă pe noi, Homo sapiens, că nu există, că nu e realitate. E science and fiction, e o ficțiune, nu e real. Dar dacă stai să analizezi un pic, spre exemplu, de măestria unui arhitect, unui artist, el de unde a primit acele imagini? Dacă cineva a făcut o fotografie, spre exemplu, da, atât de futuristă, de unde a luat el imaginea aia? Că imaginea asta este șablonul la ceva care deja există în altă lume. Exact. Okay? Există izvorul ăla și el doar l-a preluat. Exact. A fost... Inclusiv filmele, dacă urmăriți filmele de la Hollywood, să zic cu precădere, da? Astea science... întâlnire și cu cei de la Hollywood. Da. Multe de spus. Astea science and fiction. Ei practic vor să ne testeze ca noi să învățăm singuri, să refuzăm un adevăr pe care ei ți-l dau. Da, n-are importanță. Eu spuneam la telefon că și eu, din 2012, după primul congres pe care l-am organizat aici la Pitești cu oameni din toată țara, în 2013 am spus, uite, am gândit și eu un mijloc de transport, pentru că organizez și mici excursii. Și ți-am spus așa în mare cum vreau să-mi faci cunoștință cu domnul de la Arad, că poate îl pune în aplicare. Da, da? E în curs de a se implementa acest transport. Nu inventăm noi apa caldă. Deja la Dubai, în China, sunt taxi drone. Da? Adică îți comanzi un taxi, vine pe clădire și pleci unde vrei, cu două locuri, fără să-l conduci tu, se conduce singur. Da, sunt reale și acum sunt. Stă, mici mașini de astea. Sferice. Deci, nu, sunt cu elice. Mai multe elice. Forme. Da. Dacă eu am văzut în partea asiatică, da, ceva, da, nu știu dacă era Japonia sau sunt. China. Eu o să fie mult mai deschis omenirea pe măsură ce se implementează astfel de transport aerian. Bine, noi suntem într-o mare navetă, planeta Pământ, într-o mare navă, dar suntem inconștienți că ne deplasă încă o mare viteză.
vrem să vedem ceva mai mic decât noi sau ceva în care să încăpem, pe care să-l pipăim. Mă bucur că aceste orașe de lumină nu sunt orașele de 15 minute. Mă bucur că aceste... Dacă intru să dau detalii... Nu mai vreau să intru să dau detalii. Nu, pentru că noi ne focalizăm doar pe lumina acestor orașe. Exact. Da? Dar e fiecare cu agenda lui. Să vedem care va câștiga, că Dumnezeu nu poate fi învins. Dar noi știm că am câștigat deja. Da. Da? Acum este o luptă de oameni între oameni. Dar oamenii nu trebuie să se lupte între ei. Nu. Pentru că sunt rude. Păi nu avem același tată, tată, mamă. Și atunci suntem chiar frați. Exact. De ce ne-am depărtat atât de mult ca să credem că... Pentru că fiecare din tată în tată, din tată în tată, ajungem la tatăl, mamă, creator. Așa e. Trebuie doar să îți deschizi inima. Mulțumim orașului de aur, mulțumim opalului, mulțumim fiilor luminii care sunt acum pe pământ. Foarte mulți. Da, sunt foarte mulți. Mulți. Da. Serios. Deci... Sunt foarte multe semințe stelare. Da, și vin aici. Da, da. Deci vin aici, nu știu. Eu sunt într-o conexie incredibilă cu foarte mulți dintre ei. Toți vibrează cu țara noastră. Sunt spirite care foarte bătrâne, da, care vor reîntineri, dar sunt oameni care au fost creați acum pentru a implementa ceea ce se dorește epoca asta de aur. Această schimbare, pentru ca să intrăm, unii, cum zicea Ivanhoe de Unov, ziceau așa, se arasă. Nu este o rasă nouă, dar este un om nou. Un om nou, total diferit de ceea ce a fost până acum. Noi nu vorbim din cărți. I-am întâlnit o arcturiană, ca să pot să zilele astea, am întâlnit-o întâi la București, la Echilibrum Fest. Atât de tare m-a atras, chiar dacă eu nu vin din galaxia ei, dar ca să o pot înțelege, a trebuit să o privesc în ochi. Am înțeles. Dacă o ascultam, nu-i găseam. Limbajul este puțin codificat. Și fiecare este mai ușor sau mai greu accesibil, dar privind-o în ochi am înțeles mesajul, ceea ce îmi spunea. Deci destul de altfel se exprima. Avem întrebări din public? Pentru, da, Maria, te rog frumos, și apoi Daniela, pentru că ne pregătim pentru închiderea emisiunii. Mulțumim că ați ales să fiți alături de noi. Cred că am nevoie de două zile să procesez tot ce am auzit. Cum determinați ADN-ul, dacă puteți să spuneți? Eu nu sunt un savant care să dau detalii. Eu sunt, să zic așa, mai mult un vizionar care orchestrează pe cei mai buni dintre cei mai buni să își facă misiunea lor. N-am înțeles la ce vă referiți, în ce sens. Ați spus că o persoană va fi direcționată, da, în funcție de ce ADN are, cum ar veni să se va ști misiunea prin analiza ADN-ului. Ah, ok. Da, și eu, aici e întrebarea mea, vis-a-vis de ADN, cum îl determinați? Ok, în primul rând că avem tehnologie care determină lucrul ăsta. Cum am spus, avem un test psihologic pe ADN, care practic te scanează la nivel de ADN și se dă un grafic înscris cum ești tu ca om. Cu deci bune, cu rele. De sânge este, sau... Nu, este o analiză, e o cască care se conectează cu glanda pineală și cu lobul urechii. Ok? Da. Și în felul ăsta, noi în 10-12 minute, pe frecvența e cumva ta, la nivel de vibrație. Exact, pe frecvență determinăm analiza ADN-ului. Pe urmă, avem nutriție pe ADN. Asta înseamnă că ți-ai cu bățul de urechi test de salivă și se trimite la laborator și atunci se creează o carte de bucate cu ce trebuie să mănânci tu toată viața ta și cum să le pregătești. Și atunci ai nutriție pe ADN, nu mai pe grupă sanguină. Ok? Da, da. Iar pentru copii, că ei sunt în formare, la fel, îi testăm ca să știm exact ei, ca esență, ca suflet, ce sunt ei, care e misiunea lor. Dacă faci, spre exemplu, cu un astrolog profesionist, îți faci o hartă astrală sau cu un numerolog profesionist să-ți faci un chart numerologic, înveți mult mai multe chestiuni care să te determină să înțelegi
Adică, cu alte cuvinte, se evită multă nefericire. Multe, da, exact. Mulțumesc. Da, cu mare drag. Mulțumesc, Maria, mulțumesc, Bruno. Daniela, o ultimă întrebare pentru închiderea emisiunii și ar fi foarte multe. Te rog frumos, poftim microfonul. Mulțumesc. Eu vreau să întreb, restul lumii au voie, deci în orașul de lumină intră cei mai deștepți oameni. Unde vor sta acolo și vor locui. Dar noi, restul lumii, avem acces la, în aceste orașe? Sau cum învățăm noi? Sau ne transmit și nouă la prostimea? Restul... Nu, restul care nu știe. Care nu sunt așa spirituali? Eu am făcut o precizare. În prima fază se vor crea aceste hub-uri de excelență. E ca și cum te duci la un curs de specialitate, ăla, așa cum îl numiți dumneavoastră, mai puțin cunoscut, da? Nu dau nume, că nu vorbim să jignim pe nimeni, și uite, am auzit de un curs de, nu știu, ceva, ce vreți dumneavoastră, de ADN test, da? Și vreau să învăț și eu cum să lucrez cu aparatul ăla. Și mergi la școala spre respectivă și înveți, te educi. În aceeași măsură care dumneavoastră spuneți, noi vom avea o platformă la nivel global, cum e, dau un exemplu, Facebook, da? Că e cel mai cunoscut. Să zic, un Facebook al comunității de lumină, unde vom pune acolo tot ce avem noi de dăruit, de la tehnologii, de la ADN, de la nutriție, de la absolut tot ce trăim noi, le dăm și celorlalți participanți care nu sunt încă selectați. Și le dăm și posibilitatea ca să se adune fiecare 10, 20, 30 de persoane, cum sunteți dumneavoastră, cu familia, cu prietenii, și uite, am cumpărat un teren și vrem și noi să ne facem o comunitate de lumină. Poftim blueprint-ul. Asta este ideea. Și aveți la dispoziție tot ce am muncit noi zeci de ani. Am înțeles. Vi le oferim cu toată dragostea ca să vă încurajăm să aveți propria comunitate de lumină conectată cu marea noastră comunitate de lumină într-un glob pământesc. Mulțumesc mult! Mulțumim tuturor spectatorilor și telespectatorilor, mulțumim Bruno și chiar dorim să mai participi în cadrul proiectului Viața merge mare înainte, drag, ca să vedem cât de repede merge înainte. Eu sunt convinsă că merge, dar mai temporizăm, mai măsurăm. Avem pe parcurs multe de descoperit împreună, da? Ne-ai spus doar o parte dintre cele pe care voi le proiectați și le completați continuu. Mulțumim prietenilor, mulțumim faptului că manageriezi atât de mulți oameni din toată lumea care privesc România. Suntem bucuroși. Poate că acest cuvânt mândru nu este la îndemână neapărat, dar cuvântul bucurie, fericire, pace, armonie mi se pare mai potrivit. Așa cum spuneam, atunci când nu avem orgoliu, atunci primim totul, intrăm pe toate porțile luminii. Lumina a pătruns și astăzi în emisiune. Mulțumim, te iubim, acceptăm iubirea și lumina.